a doua formație de mine, Adrian Popescu și locotenentul comandor Dragoș Pănuț Matei. În scenariul pus la punct de statul major al Marinei Militare, o navă proprie de luptă a fost atacată de două avioane inamice și câteva elicoptere. Interceptoarele de mare viteză decolate de la baza aeriană de la Petești au trecut pe deasupra flotei militare, lansând atacul. S-a dat alarma generală, iar navele și-au modificat pozițiile în dispozitiv. Portărețele plutitoare s-au regrupat și-au pus în funcțiune artileria grea. Imediat au intrat în luptă navele militare de sprijin și atac. În aceste momente, corveta 260 Amiral Petre Bărbuneanu, comandată de capitanul comandor Vasile Lală și elicopterul IAR 330 Puma Naval cu număr de coadă 140, vor simula căutarea și descoperirea unui submarin. Situația devine gravă atunci când dinamicul lansează un atac asupra țărmului. De pe faleză, pușcași și marine au deschis focul, iar din aer, elicopterele au lansat la apă scafandrii de luptă. Care poate întâlni cu profesionalism următoarele misiuni tactice. Interzicerea de barcări forțelor marine. Toată acțiunea a fost atent supravegheată de către superiorii forțelor navale române. Vom simula diferite tipuri de exerciții pe care noi ne antrenăm, în special exerciții de respingere a atacului aviației inamice, exerciții de căutare, descoperire și atacul submarinilor, exerciții de combinate de căutare, atac și asupra submarinului între fregată și clasa corvetă sau fregate. Și ca element de noutate vor fi lansate în premieră torpile din elicopterul Puma Naval. În timp ce pe mare marinarii își perfecționau scenariul de luptă pe faleza comandamentului naval, turiștii asistau cu uimire la filmul de acțiune derulat în fața lor. Salutul tradițional al marinarilor este însoțit de trei strigăte de ura. Cadenții salută astfel întreaga asistență. Registrează-ne ca să arătă la amic unde. Cel mai frumos spectacol pe care l-am văzut în ultimul timp. Impresionant. Din păcate, dacă ar fi real, n-ar mai fi deloc frumos. E frumos așa ca o demonstrație ce ar fi în cazul unui război virtual, dar realitatea care acum bate la ușă, din păcate cu conflictele actuale, nu ne face să fim foarte fericiți. Ziua Marinei este sărbătorită în fiecare an la 15 august, iar cei 10.000 de oameni așteptați la eveniment pot urmări exercițiile de pe faleza cazinoului din Constanța.